Vladimir Putin mesaj clar către Traian Băsescu, când era președinte, am pentru România o contraofertă greu de refuzat. Vladimir Putin a făcut o ofertă pentru România pe care el a apreciat-o ca fiind greu de refuzat. Se întâmpla cu ani în urmă, iar subiectul a fost legat de gazul din Ucraina. Pe atunci premier al Rusiei, Putin a cerut ca informația să îi fie transmisă lui Traian Băsescu, care ocupa poziția de președinte al statului român. În urmă cu mulți ani, Vladimir Putin a făcut o declarație care a stârnit, la acea vreme, numeroase semne de întrebare. Se petrecea în 2009, pe vremea când actualul președinte rus ocupa funcția de premier. Declarația se referea la gazul din Ucraina. Deci chiar Putin a susținut că oferta va fi greu de refuzat de către România, mulți s-au întrebat, atunci, dacă nu cumva era de faptul măr otrăvit. La începutul anului 2009, Vladimir Putin, pe atunci premier al Rusiei, a declarat unui jurnalist român că România, după ce va intra în posesia gazului necesar vecinului de la răsărit, nu are decât să-l vândă mai departe Ucrainei. Totul s-a petrecut la o întâlnire cu presa, pe data de 9 ianuarie 2009. Atunci, Vladimir Putin s-a arătat deschis la participarea României la proiectul gazoductului Stream. Mai mult, el a menționat că nu este împotrivă ca țara noastră să participe la proiectul european Rival Nabucco. La acea vreme, Vladimir Putin era considerat cel care conduce cu adevărat Rusia, deși președinte era la acel moment Dmitri Medvedev. Actualul lider de la Kremlin s-a declarat în 2009, gata să trateze direct cu o companie din România fără intermediari în privința livrărilor de gaze nu suntem potrivă ca România să participe la proiectul South Stream. Eu am pentru România o contraofertă pe care cred eu că va fi greu să o refuzați. Vă rog să-i transmiteți acest lucru președintelui Băsescu. Tot volumul de gaz rusesc de care Ucraina are nevoie într-un an suntem dispuși să-l vindem companiei de stat din România și după aceea să-l vindeți mai departe Ucrainei. E bună oferta! Sper că ați consemnat-o, a declarat la acea vreme premierul Rusiei. Tot atunci premierul Vladimir Putin a mai spus, toată industria din România nu poate să concureze cu cea din Ucraina, atâta timp cât Chievul cumpără gaz cu 250 de dolari, în timp ce România plătește 470 de dolari pe 1000 de metri cubi.